Bine v-am găsit, dragi! Voi face etalarea pentru sâmbătă și duminică, deci 30 și 31 octombrie. Iată că ne îndreptăm bine de tot spre iarnă. Din noiembrie va trebui să încep și etalarea iernii, deci asta este. Haideți să vedem, sâmbătă și duminică, etalare normală. Sâmbătă, duminică. Să vedem a doua carte. Aveți aici, să vedem și runele. Să iau și runele din săculeț. Una, a doua. Veirt. Isa. Bun. Vă preocupă sâmbătă casa voastră? Sau o casă care este legată de o regină de spade. Regina de spade reprezintă balanța. Această casă, deci sunteți clar preocupați de o casă. Ori că faceți o vizită, ori eu știu, vreți să luați o casă. Dar cred că ceva este înghețat. Este vorba de o relație pe care o aveți legat de casa unei femei în vârstă. O femeie cu părul alb, care poate să aibă aspectul pe balanță, luna, ascendent, zodie, balanță. O femeie severă, exigentă, care aplică legea. Și am zice, nu puteți să ajungeți la inima ei, chiar dacă ați vrea să ajungeți, nu puteți să ajungeți. Este o femeie care preferă singurătatea, la fel cum este și regele de spade, dar poate să fie și, am zice, o femeie mentală, o femeie care aplică legea. Poate să fie chiar o femeie care, eu știu, lucrează în acest domeniu al aplicării legii de justiție, dar și un aspect legat de o casă. Poate să fie casa voastră și această femeie vine și vă spune ceva legat de această casă, este înghețat. Sau voi sunteți preocupați de casa altei persoane, cu aspectul pe balanță, așa cum am spus. Și toate speranțele voastre sunt înghețate. Isa arată o înghețare, deci nu puteți face nimic, trebuie să acceptați obstacole, întârzieri, situații dificile, deci nu puteți înlătura obstacolul de a ajunge la această casă pe care voi probabil că vă doriți. Și aici aveți o pierdere duminică, vă dați seama că legat de justiție, de un răspuns din partea justiției, dreptatea voastră sau legat de altă persoană, este un aspect legat de dreptate care vouă vă anunță o pierdere. Acești șoarici cam la voi sunt. Deci, pierderea din cauza unei decizii luate de justiție, de dreptate. Dreptatea, balanța cu spada, din nou balanța. Stau și mă gândesc că aici reprezintă și zodia balanță. Echilibrul pe care îl căutăm între yin și yang, dar totuși sunt energii de natură feminină, energie de natură masculină, o energie legată de pământ, o energie care este legată de divinitate, yang. Este înălțarea de cer,
să zicem. Acesta este veir, este runa voastră, deci este, am zice, asta este situația, vă este vouă destinat, este pentru voi, este răspunsul parcă din partea divinității pentru voi. Acest răspuns din partea justiției, a dreptății, trebuie să fie, să țineți seama de faptul că trebuie să cunoașteți forța de reacție a celelalte persoane, trebuie să cunoașteți energia cu care va răspunde, dar și adevărul și dreptatea eternă și, bineînțeles, judecata umană. Și acest lucru vă este vouă destinat. Deci, duminică, veți primi un răspuns așa din partea dreptății, care nu va aduce nimic benefic și este destinat pentru voi. Sâmbătă aveți această situație înghețată legată de o casă și de o femeie în vârstă cu aspectul pe balanță. Eu vă doresc numai bine!